Bun venit pe canalul meu, psihologul nutriționist pentru gestionarea mâncatului compulsiv. Sunt Alexandra și astăzi vreau să vorbesc despre mâncatul atunci când te plictisești. Dacă ai dat click pe acest video, sunt șanse mari să fii familiarizat cu acel sentiment de neliniște, de agitație, de disconfort în pielea ta, de lipsă de stimulare, căutând ceva care să te stimuleze. Și parcă nimic nu pare să funcționeze mai bine decât mâncarea. Așadar, poate ești cineva care se trezește gustând des atunci când se plictisește sau poate ai episoade de mâncat compulsiv în toată regula. Cred că a gestiona această parte legată de plictiseală este esențială când vine vorba de a face pace cu relația noastră cu mâncarea. Dacă ai dat click pe acest video așteptându-te la câteva sfaturi despre cum să nu mănânci compulsiv când te plictisești, s-ar putea să fii dezamăgit. Deși sunt subiectivă, cred că îți ofer ceva mai bun. Înainte să fac acest video, m-am uitat la câteva dintre videoclipurile deja existente pe YouTube despre mâncatul cauzat de plictiseală și doar pentru a-ți da o idee despre ce recomandări sunt acolo. De exemplu, într-unul dintre videoclipuri spunea să-ți iei un puzzle pentru că astfel vei avea ceva de făcut cu mâinile și nu vei mânca. Altul sugera de fapt că nu ai suficient scop și stimulare în viață și trebuie să găsești lucruri care să te pasioneze. Problema cu astfel de recomandări este că pentru mulți oameni, activități precum rezolvarea unui puzzle nu funcționează, deoarece chiar și în timp ce fac aceste activități pot simți nevoia de a mânca compulsiv. În stările de agitație și căutare de stimulare, astfel de soluții nu reușesc să atenueze impulsul de a căuta mâncare. De asemenea, ideea că ne putem transforma viețile într-o experiență plină de pasiune, semnificație și scop în mod constant, nu cred că este realistă. Și cred că această presiune asupra oamenilor, ideea asta că ar trebui să trăim vieți cu adevărat semnificative și că acel sens trebuie să arate într-un anumit fel, nu este de ajutor. Asta fiind spus, nu este totul pierdut. Cred că există absolut ceva ce putem face în legătură cu mâncatul compulsiv cauzat de plictiseală. În primul rând vreau să vorbesc despre ce este de fapt plictiseala. Plictiseala nu înseamnă doar că nu ai nimic de făcut. Trăim într-o lume care ne oferă o mulțime de lucruri de făcut, o mulțime de moduri de a ne distrage atenția. Dar plictiseala asta înseamnă, de fapt, să nu ai nimic de făcut care să ne atragă. Așa cum a spus și Tolstoi, este dorința de dorințe. O altă formulare pe care am auzit-o și îmi doresc să-mi amintesc de unde am auzit, este că plictiseala este un tip de tristețe, că lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit să fie. Când ne plictisim, rămânem singuri cu noi înșine, rămânem singuri în mintea noastră și dacă mintea noastră nu este un loc sigur în care să fim, acest lucru poate părea intolerabil. Eu văd plictiseala ca pe o experiență profundă existențială de a fi cu noi înșine. Cred că soluția constă în dezvoltarea abilității de a fi plictisit. Plictiseala poate fi, de fapt, ceva dezirabil. Au făcut niște studii la un moment dat în care au luat un grup de oameni și jumătate din grup a trebuit să facă o sarcină foarte plictisitoare și le-au dat să citească o carte de pe telefon, iar cealaltă jumătate nu a avut această sarcină. Apoi ambele grupuri au trebuit să vină cu ceva idei creative despre ce să facă cu un pahar de hârtie. În grupul în care au avut sarcina asta plictisitoare înainte, fiind forțați cumva să citească acea carte de pe telefon, au avut idei, au avut mult mai multe idei și mai multe moduri creative de a folosi paharul. Deci, plictiseala asta pare să stimuleze creativitatea. Și deseori descriu recuperarea din mâncatul compulsiv ca pe un proces creativ. Desigur, poți alege să o transformi și într-o luptă, dacă vrei. Însă consider că cei care luptă împotriva mâncatului compulsiv luptă de fapt cu ei înșiși. Și asta devine atât de obositor cât și epuizant pentru suflet. Dacă privești această călătorie ca pe un proces creativ, ceea ce faci
în loc să lupți sau să încerci să scapi de ceva care nu vrea să dispară, este că tu creezi lucruri care sunt incompatibile cu mâncatul compulsiv. De exemplu, dezvoltarea unor relații diferite cu emoțiile noastre face ca mâncatul compulsiv să fie mai puțin impulsiv. Atunci când plictiseala, ideea de a rămâne singur cu gândurile noastre devine intolerabilă, începem să resimțim impulsuri. Experimentăm impulsuri de a ne distrage atenția, de a ascunde, de a evada și de a face alte activități. Și nu spun că oricare dintre aceste lucruri sunt greșite sau că nu ar trebui să le facem. Dar atunci când este un impuls, nu există sentimentul ăsta de alegere. Acum, aceste lucruri, dorința de a ne distrage, dorința de a te amorți cu mâncare, te controlează, iar simțul tău de alegere, libertate și autonomie dispare. Acesta este unul dintre cele mai tulburătoare aspecte. Măi, și cercetătorii ăștia au descoperit de asemenea că atunci când ne plictisim, suntem mai predispuși să facem ceva numit planificare autobiografică. Aceasta este acea gândire pe termen lung. Este vorba de a ne privi viețile, de a face planuri pentru viitor, de a veni cu idei. Toate acestea sunt legate de creativitate. Și dacă suntem mereu distrași, mereu grăbiți de la un lucru la altul, nu ne luăm acel timp. Și nu avem acea oportunitate de a ne gândi la viețile noastre și la ceea ce am putea dori. Acum, acesta este un lucru destul de înfricoșător. Dacă te-ai regăsit în ceea ce am spus mai devreme despre plictiseala fiind un tip de tristețe, că lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit să fie, atunci când ne plictisim, când suntem în mintea noastră, avem oportunitatea de a asculta înțelepciunea noastră interioară, de a ne întreba ce oferă sens vieții noastre și nu vorbesc despre un scop măreț care va schimba milioane de vieți. Mă gândesc doar la modul în care interacționăm cu cei dragi, la felul în care ne prezentăm la locul de muncă, la felul în care ne trăim viețile și cum ne prezentăm pentru noi înșine. Scopul și sensul pot fi găsite în fiecare lucru mic din viața noastră. Cu toate acestea, când folosim aceste cuvinte, ne gândim că trebuie să fie un tablou mare, grandios, și cred că această credință contribuie la ideea că ne simțim triști, că nu avem suficient, că nu suntem suficienți, că viețile noastre nu sunt suficient de pline de sens. Și când plecăm pe această planetă, ne întrebăm, băi, am lăsat un impact suficient? Toate aceste întrebări pot apărea în plictiseală. Există un citat frumos de Dorothy Parker care spune că antidotul pentru plictiseală este curiozitatea, nu judecata. Și dacă ești lăsat singur cu gândurile tale și aluneci imediat în judecată, vei simți nevoia să scapi de acea stare. Și eu aș simți la fel. Așadar, cum putem dezvolta această plictiseală? Aș începe prin a spune alege. Alege să fii plictisit, alege să exersezi această experiență. Dar în loc să aștepți ca plictiseala să vină la tine, pentru că uneori ne copleșește înainte să ne dăm seama, ieși și caut-o. Încearcă să fii plictisit, chiar dacă este doar pentru 5-10 minute. Pentru unii dintre voi, asta ar putea însemna să conduci undeva cu mașina fără să pui muzică sau fără să pui un podcast. Pentru alții ar putea însemna 10 minute în care bei o ceașcă de cafea sau ceai fără distrageri. Dacă putem deveni curioși în legătură cu acest disconfort, despre ce înseamnă plictiseala pentru noi, acolo încep să se planteze semințele schimbării. Acolo creativitatea înflorește și vom obține idei care ne vor ajuta să ne deblocăm în orice simțim că suntem blocați. Și când explorezi plictiseala ta, te invit să încerci să o găsești în corpul tău. Cum se simte plictiseala la nivel senzorial? Pentru mine era un fel de agitație. Mă simțeam de parcă vreau să rup pielea și să ies din acest corp. Mă simțeam prinsă în acest corp, mă simțeam prinsă în această viață.
mă simțeam prinsă în comportamentele mele compulsive legate de a face constant ceva. Dar există două experiențe pentru un sentiment. Există experiența fizică în corp și apoi există povestea din minte. Iar când încercăm să le privim separat, atunci ele devin mai ușor de gestionat. Dar când vin împreună, avem o senzație din corp și o poveste care se învârte în mintea noastră și atunci noi simțim că nu putem face față. Când încercăm să ancorăm sentimentele fizice, ne întrebăm, pot tolera senzația fizică a plictiselii? De obicei este doar puțină tensiune, puțină neliniște. Nu este confortabil, dar este total în regulă. Partea dificilă este povestea pe care mintea o creează în jurul acestei senzații. Și aici intervine curiozitatea și întrebările blânde. Așa că invitația mea pentru tine este să te duci să te plictisești. Du-te, investighează plictiseala și spune-mi cum te descurci.